Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm. Noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Vă binecuvântăm în numele Domnului și în casa Domnului și mulțumim, Dumnezeu, pentru că din nou avem un sabat în care să ne închinăm împreună, să ne îndreptăm spre Dumnezeu ca să răsară peste noi lumina feței lui Dumnezeu, ca să avem inimile înviorate, așa cum s-a rugat foarte frumos fratele, să avem în inima noastră, în sufletul nostru, puterea aceea de a merge mai departe și de a ne desăvârși pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Acum vreo 3 luni eram la București și la Cernica am luat tava cu mâncarea și unde să mă așez. Și la o masă era un frate singur. Am spus, hai să mă așez lângă dâns. M-am așezat lângă fratele Anton și discutând din una alta, am spune că dânsul a fost pastor la Pentecostal o 30 ceva de ani și că a venit din 80 și ceva în biserica noastră. Și am spus, n-ați vrea să-mi povestiți experiența mea noastră? Și a început să-mi povestească și atunci am spus, frate, dacă Domnul ajută, trebuie să spuneți lucrurile astea și la frații mei din district. Așa se face că în seara aceasta și apoi mâine și dacă Domnul ajută și duminică, fratele Anton va povesti bine. Toată săptămâna, luni, vom fi la Dulcea, marți la Gurghiu, miercuri și joi la Hodac, vineri și sâmbătă la Ibănești și apoi duminică iarăși la Hodac. Și apoi dacă vom vedea, frații din celelalte districte, le-am povestit, au dorit și dânsii să-l audă pe fratele cum, după ce a slujit 30 ceva de ani ca pastor în Biserica Pentecostală, dânsul a venit în Biserica Adventistă. Așa că eu mă socotesc binecuvântat de Dumnezeu și socotesc că Dumnezeu vă va binecuvânta și pe dumneavoastră, fiindcă veți fi întăriți sufletește, veți fi zidiți în credința celor care l-au primit pe Iisus și păzesc poruncile Dumnezeu, ca să luptați mai departe și să ne pregătim și să-i pregătim și pe alții pentru venirea Domnului Iisus. Frate, rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu cuvântul care l-aveți. Deschidem cuvântul Domnului la Petru. A întâia, capitolul 4, cu versetul 11, primul rând. Pentru că aici avem o îndemnare, înainte de a intra în problemele noastre, prin inspirația divină, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Nu voi citi chiar așa, motamo, toate. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Există oameni care n-are gură să nu vorbească? Toți pot vorbi. Dar ce vorbesc? Deci dacă în clipele în care sunt înaintea dumneavoastră, afară de fratele care mă cunoaște, din dumneavoastră, dacă mă priviți prin Domnul Hristos, mă cunoașteți, altfel nu. Dar mă cunoaște altcineva mai bine. Cineva căruia și dumneavoastră și eu și mulți alții ne-am pus toată nădejdea că El va duce la bun sfârșit lucrarea care i-am încredințat-o. Chiar dacă problemele noastre se încurcă pe undeva, El știe să le descurce. Deci, inspirația în seara aceasta ne spune că dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Unde găsim cuvintele lui Dumnezeu? Dacă am vrea ca să ne bazăm pe o temă sigură. Să deschidem încă o dată cuvântul Domnului la a doua Timotei, capitolul 3, pe care ne vorbește în felul următor. A doua Timotei, capitolul 3, versetele pe care nu vă sunt necunoscute. Să le citim. Toată Scriptura
este însuflată de Dumnezeu și de folos. Deci această carte care noi o avem în mână acum este inspirația divină a lui Dumnezeu, care ne dă putere să aducem cuvintele lui Dumnezeu la auzul urechilor noastre. Și rog pe Domnul din toată inima și dumneavoastră așa cum stați, pentru ca cuvintele pe care le veți auzi, pe care le-ați auzit și până acum, dar cel puțin de momentul de față, să fie cu adevărat cuvintele pe care le-a spus odată un om al lui Dumnezeu, unui tânăr, unui copil. Când a zis, iată-mă, sunt venit, de ce m-ai chemat? Știți dumneavoastră despre cine e vorba. Dacă citiți scripturile, știți. Dar pentru că i-a spus, eu nu te-am chemat, eu nu știu, ai venit. Da, eu am auzit că m-a chemat cineva și eu am venit că, pentru ca să văd despre ce e vorba. Prima dată, un om al lui Dumnezeu, pus într-o slujbă înaltă, nu avea atâta experiență în legătură cu părtășia cu Dumnezeu să comunice, pentru că nu erau dese pe vremea aceea comunicarea, inspirația profetică. Tânărul s-a dus înapoi, de nou este sculat, vine nou, de ce m-ai chemat? Da, nu te-ai chemat. Dar și-a dat seama acum, dacă acest copil, la vârsta care o avea, a trebuit să fie sculat de un glas și a vorbit lui și nu mie, e ceva aici. Și atunci spune cuvintele pe care le-a imprimat în mintea copilului. Du-te înapoi și te culcă. Și dacă te va mai scula glasul acela, să spui scurt și concret. V-aș ruga pe dumneavoastră care citi Scriptura. Ce a spus? Vorbește, Doamne, că-și robul Tău ascultă. Domnul să ne ajute, iubiții mei frați și surori, pentru ca și noi, de asemenea, să spunem, vorbește, Doamne, că noi, robii Tăi, ascultăm. Dar să nu fim numai niște auzitori. Ascultarea și auzirea e diferență, să știți. De aceea voi intra puțin în tema pe care... poate cu nerăbdare o să știți. Cum am ajuns eu la adventiști pe care niciodată în timp de zeci de ani n-am fost într-o adunare adventistă de ziua șapte? Prin Aldeal am fost ca pastor penticostal pe vremea aceea când era prigoane, când acolo unde se întâlnea doi sau trei și îi găsea altcineva, scria ceva pe hârtie, te pomeneai cu 5.000 de lei, sau dacă nu așa, eu am fost și arestat, mi-a luat și cereturile după la pantofi, mi-a luat și geantă și așa mai departe, de mai multe ori, mai multe locuri ale țării. Dar predicam ce știam și avea succes. Dar niciodată n-am avut a face cu un pastor adventist. Nu știu cum s-a întâmplat. Sunt uimit. Ce aș fi putut să spun eu dacă intram într-o legătură cu un pastor adventist? Cu baptiști aveam legătură, cu creștinul pe Evanghelie aveam legătură, cu ortodoxi de unde sunt venit, de fapt, că am fost de la oastea Domnului. Toată baza mea fundamentală, să știți, a fost Scriptura, încă de atunci. Nu bazat pe minuni, pe semne, pe vedenii, pe viziuni, pe vise, pe experiențe, cum am spune. Baza fundamentală, încă de când eram, care ați fost ortodoși careva, știți că la biserică scoate acolo o Biblie, preotul, care era prieten de familie, și o punea oamenii să o sărute. Și o fiind la oastea Domnului, mi-o dădea mie, că eram de vreo 16-17 ani, să predic ceva din ea, Evanghelia care oamenii săruta. Deci de atunci această Scriptură, zi după zi, an după an, tot citesc în ea și tot mereu găsesc în ea lucruri noi. Cum să faci asta? E o comoară pe care nu te plictisești. Celelalte cărți care nu sunt inspirate, o citești, ai trecut peste, o pui așa zăpraful. Dar asta nu. Este cartea trimisă din cer. De Dumnezeu prin proroci.
De aceea, iubiții mei frați, stimate surori tineri și vizitatori, de orice religie și convingere am fi, Dumnezeu pe pământ are un corp al său unde trebuie ca oricine să ajungă, o parte vizibilă a bisericii sale și o parte care nu e invizibilă, e pe undeva, pe acolo, pe unde, la o vreme potrivită, vor zice și acelora, ieșiți, poporul meu, la vremea potrivită. Ce s-a întâmplat? În 1987, am să vă spun, poate mâine mai, cum am ajuns până la data aceasta, fiind intrat într-o criză religioasă, în ce privește că nu se citește din cuvântul lui Dumnezeu și nu se crede chiar cuvânt după cuvânt pe care Biblia spune, unde zice Domnul, da și amin, nu mai merge să spun altceva, m-am rugat lui Dumnezeu. Am luat post și rugăciune. Vă mărturisesc că la noi, în Biserica Adventă, unde eu spun la noi acum, că e lucru sigur, nu se postește așa cum se postește la penticostali. Știți că la penticostali se postește mult? Și sunt acolo persoane pe care Dumnezeu le are în vedere și am mulți care au aderat și ei la Biserica Adventă, intrată prin botez. Și a acceptat adevărurile chiar dintre acei care s-au socotit că au inspirații cu adevărat prin anumite semne sau minuni pe care Biblia le arată altfel. Era ultimul sabat, să zicem așa, după noi, vineri seara după legea obișnuită a lumii, într-o vineri seara. Terminam 7 zile de post continuu, numai cu apă, nici zi, nici noapte, munca obișnuită, 7 zile, servicii. Nu vă pun să credeți ce vă spun eu, dar dumneavoastră să știți că Dumnezeu are în cuvântul Său și arate că totul este cu putință. Și m-am rugat lui Dumnezeu ca să arate cu adevărat, să-mi arate cu adevărat ce mai am de făcut. Mai există o posibilitate, mai e ceva. Vă mărturisesc în numele Domnului Iisus Hristos. Nici prin minte nu mi-a trecut ca să fiu călăuzit miraculos în Biserica Adventă. Cred că dacă mi-ar fi spus lucrul acesta, n-aș fi spus cum a spus Anania cu Domnul Hristos. Și ce a spus Anania când l-a trimis, ia scoală-te și vezi pe cine ți-arăt eu, ia uite-te, uite pe strada dreaptă, vedeți că Dumnezeu știe adresa, știe și numărul, uite la numărul ăla, acolo uite un om. Păi, Doamne, stai că pe ăsta-l cunosc! Păi, tocmai mă trimesc mielul în gură, mănâncă lupule, mă mănâncă pentru că gata. Acum doar să-mi pui cătușii de mâini, să mă legi de șeaua calului și să mă duci pe râș la Ierusalim că umblu pe calea asta. Acolo mă trimesc, Doamne. Așa Anania, care cumva în mintea lui. Dar Domnul zice, nu, nu, stai că eu am alte planuri, dar să vezi tu cum e. Tu du-te că l-am ales pentru un scop. Dacă Domnul mi-ar fi spus că trebuie să ajung la adventiști de ziua șaptea, să știți că firea mea nu prea se supune ușor la unele lucruri care sunt convins că merg bine. Aș fi spus, Doamne, păi acolo nu mă duc. De ce? Că la urechile mele, ca și la urechile multor din jurul nostru, știi ce se spune despre adventiști? Păi mi-a spus în față. Jidanea care a omorât pe Domnul Iisus, ăștia, adică adventiștii. Așa știi oamenii. Dacă prinde o faptă pe care a noastră e făcută într-un fel care nu e bună, o mărește la fel cum se întâmplă la sfințitul soarelui un mușuroi de pământ, să face o umbră, un munte. Așa face Satana ca să pornegrească, ca oamenii să nu vadă cărarea să intre în biserică. Dar Dumnezeu are metodele Lui. Și atunci, dacă eu m-am rugat lui Dumnezeu să-mi arate, ce studiam?
Eram la Daniel, la capitolul 9 și alte versete. Și acolo citind, unele lucruri se înțeleg de toți care le citește, unele nu se înțeleg. Slavă Domnului că în biserica aceasta sunt lucruri care se înțeleg toate. Și merg una după alta într-un mod atât de precis încât aproape că nu se greșește cu nimic. Apocalipsa și cu cartea aceasta. Și dintr-o dată, în rugăciunea pe care eu mă rugam Domnului, cu lacrimi, la ora 11 fără ceva, pe 27, ultima zi, după noi, sâmbătă, era vineri seara, 1987, s-a produs în localitate sau în casa în care eram, nu mare, o cămăruță, modestă, mică, unde eram și eu și tata, care tata avea aproape 90 de ani, s-a trezit zicând că e un cutremur. Pentru că prezența unei lumini care a pătruns în camera respectivă în timpul rugăciunii, pentru mine ca penticostal era o bucurie, că penticostale sunt obișnuiți cu fenomene de astea. Dar unde vine, nu mă întrebați. Dumnezeu are metodele Lui să ducă la capăt. Are metodele Lui sfinte. Chiar dacă mergi pe o cale care nu trebuie, știe El să te încurce, să te ducă în așa fel, să ajungi tot la ținta care vrea Dumnezeu. El folosește metodele. Să scoală speria și spune, ce este? E cutremur? Eu îmi pierduseram orice pic de putere, încât nu mai puteam să-i spui decât i-am făcut puțin cu mâna așa, eram în genunchi, cu Biblia în brațe, cu ochelarii trași așa un pic, cum să spun, pe frunte, și spun să stea liniștit că nu e niciun cutremur, nu e nimic. S-a făcut ziua, s-a făcut ziua! Deci lumina era așa de accentuată într-un fel, că el a considerat că s-a făcut ziua. Dar nu era decât în noiembrie, țineți minte, luna în februarie, nu în noiembrie, că noiembrie e altă situație, a trebuit în întunericul acesta să fie considerat. A dormit din nou și lucrarea a continuat. Vă spun decât păsărite câteva, poate mâine voi accentua unele puncte mai serioase. Dar iubiții mei frați, să credem că Dumnezeu este acela care lucrează. El este același când? Ieri, astăzi și mâine și veșnic. El nu se schimbă. De ce avem noi schimbări în păreri, în doctrine, în puteri sau alte probleme? Asta e o lucrare pe care personală. Dar Dumnezeu este acela care lucrează. Și dintr-o dată problemele s-au schimbat. Foarte curios, cu ochii deschiși, v-ați uitat vreodată într-o sudură electrică dintre dumneavoastră care sunteți pe aici? Ați văzut că vezi bine în sudura electrică, dar mai la urmă ce se întâmplă cu ochii? Deci se întâmplă că începe un oi să zici că numai din simt, numai... Am avut și problema asta, că am stat și cu cartof la oi, că am fost la spital, nu puteam să supor nici lumina, nici nimic. Dar, fiind foarte curios, am deschis ochii, plin de bucurie că acum trebuie să se întâmple ceva. Și am deșifrat în lumină un chip. O făptură omenească cum nu se poate descrie de mintea omului. Și s-a recomandat că e trimis special la rugăciune. Mi-a rostit versetul care scrie în Daniel acolo. Am venit repede la tine pentru că ești, nu numai eu, și dumneavoastră participați de versetul acesta. Prea iubit și scump, știți că spune acolo. Și eu și dumneavoastră și toată omenirea este în felul acesta. Și vreau, și mi-a rămas în minte și văd că e așa,
să-ți luminezi mintea, ca să înțelegi ce citești. În cartea asta am predicat, dacă vârsta mea... Ce vârstă îmi dați, fraților? Ce ziceți? Mai puneți doi. Mulțumesc! Pentru că v-am povestit așa puțin. Deci, dar mie nu vine să cred că am atât. Chiar dacă dumneavoastră spuneți așa și spune și mie câteodată, nu fac împărăteasa aia cu oglinda, că mă uit o oglindă și oglinda îmi spune, stai, că nu e chiar așa. Și ce a făcut împărăteasa aia care era lăudată de toți? Că e cea mai frumoasă femeie din lume. Și era așa de entuziasmată încât credea, dar când a apărut oglinda și i-a dat să se uite și când s-a văzut așa de urâtă, a spart oglinda, a făcut-o bucăți. Deci poate și noi la fel. Dar mulțumesc Domnului că nu suntem așa de, chiar așa de urâți. Și atunci am spus solului ceresc, cred lucrul acesta că Domnul se ocupă cu mine să-mi descopere și să-mi dea ce am cerut. Că este scris! Vedeți pe ce trebuie să ne bazăm noi? Nu cu metare! Cu umilință, cu dragoste și cu credință deplină. Este scris! Tu ai zis, Doamne, cereți și se va da! Hai să colaborăm, discutați, ca să căutați și veți găsi. Bateți și se dă schimb. Da, dintr-o dată, nu mai știu ce s-a întâmplat. Că am adormit, că n-am adormit, nu știu că am adormit. Știu că am intrat în viziunea aceasta și m-am trezit dimineața, după la ora 6 dimineața. Am intrat în viziune. Și acum, dacă ar fi vorba să vă spun amănuntele, păi va ține și acum și toată noaptea și mâine. Și tu n-aș termina. Deci problema ar fi foarte lungă, dar vă spun numai câteva puncte importante. Și atunci solul ceresc a dispărut, lumina, cum să spun, a dispărut și mă aflam că stau pe o minge mare. Și spunea că e globul pământesc. O minge mare. Stăteam deasupra acolo și de sus, de undeva, cum se vede aurora soarelui, când e foarte frumos, ați văzut dumneavoastră, o rază care venea până la mine și un glas care spunea clar și cert: vino aici ca să primești ceea ce trebuie să știi, să înveți, să spui, să cunoști și ți-e de folos. Foarte bucuros, cu lacrimi în ochi, dar pe unde să vin? Că dacă frații de acolo de sus m-ar chema de aici, ați spus, frate, pe unde să o iau? Că să vin la dumneavoastră acolo, n-am, trebuie să fie ceva, o scară, să puneți ceva ca să mă ajutați să mă urc acolo. Pe unde să vin? Și mi s-a recomandat și mâine am să vă spun ce însemnează aceasta. Fă trei pași la dreapta. Trei pași. Dar știți câți am făcut de mari? Zic să nu fie care cumva prea mi să n-ajungă. Să zic că păi mai repetă că nu ai îndeplinit condiția. Trei pași cât am putut eu și m-am oprit de nou. Și ținta a fost în direcția în care am fost solicitat. Și mi s-a spus: fii atent! Și de acolo s-a desfășurat. Ați văzut cum se desfășoară sulul de carton sau trâmba de pânză, așa îi dai drumul și se duce, se rulează până la picioarele mele, ca un pod. Și podul acesta era împărțit în 10 porțiuni, în 10 secțiuni pe care era până la capăt. Și am luat-o pe el, plin de bucurie, nu mai mă interesa nici dreapta, nici stânga, nici în urmă, nici înainte, să merg să ajung unde trebuia să ajung. Am trecut prima porțiune, am trecut a doua, am trecut a treia, la a patra s-a încurcat
lucrurile. Când am venit și am călcat acolo, a făcut cu mine hopa mitică. Și ce înseamnă asta? S-a răsturnat. Și m-am dus. Unde acum? Nici pe pământ, nici în cer. Vedeți dumneavoastră cum stau lucrurile? Parcă văd, dacă aș fi un pictor, aș face eu niște figuri așa ca să fie, cum să spun, mai mult înțelese. Mi-am pus mâinile așa și am zis, acum unde mă izbi și mă duce? Cine știe, nu sunt nici măcar pe pământ să mă găsească cineva, nici. Dar la un moment dat mi-am dat seama că nu mă izbesc de nimic, nu ca prorocul Iona, unde a pus mâna să vadă, aha, aici e papură. Dar era papură? Nu. Era la temeliile munților? Păi nu era, era altfel. Nu era nimic. Bucuria sufletului meu era că nu mi se întâmplă nimic, sunt lucid, gândesc bine, nu mă lovesc, dar despre ce e vorba? Și deschiz ochii. Și când deschiz ochii deasupra ochilor mei, eram în brațele cuiva. Și îmi zâmbește așa cum zâmbește o mamă copilului, când îl ia în brațe de la ceva. Știam că aici acazi, știam. De aceea am venit să te recuperez, știam. Ce bine știe Domnul toate lucrurile noastre. Dar nu m-a dus înainte să mă treacă pe neobservate la cap. M-a dus înapoi să o iau de la cap. Să știți, iubiții mei, frați, pe unde aveți un ceas? Da, mai este puțin. Este foarte real, așa, dar e foarte greu să o iei de la cap. Eram la Mediaș, intervin puțin la lucrarea aceasta, într-o adunare penticostală. De la frații adventiști, am fost la niște frați penticostali și fiecare spunea, lasă frate că ne întâlnim în cer cu toții. Și frații adventiști, și frații penticostali, și creștini după Evanghelie, și baptiști, și ortodoxi, ne întâlnim în cer cu toții. Zic să dea Domnul, dar acolo nu știu cum ne-am întâlni. Dar dacă e vorba să ne întâlnim, trebuie să urcăm numai pe o singură direcție, că nu putem urca pe alte locuri. Și Domnul Iisus a spus, eu sunt, hopa, eu sunt ușa, nu poți să intri pe oriunde. Și atunci le-am demonstrat o practică reală. În camera unde eram noi adunați, un număr bunicel, de veniseră, cum să spun, mai mult ca la adunare și alții, că știa că la penticostal e pastor, la adventii, nu știu ce, și stai frate că e bine. Era și o gură de pod și o scară acolo. Și am luat scara de la gura de pod și am pus-o în altă parte. Și am spus predicatorul și lui Andrei, fraților, hai, suiți-vă în pod. Sunt înțeles ce vreau să spun? Suiți-vă în pod. S-a urcat. Dar până unde? Până la tavan. Pentru că nu mai avea loc să treacă mai departe. Și acum spun, frate, păi, uite, eu pe aici mă urc și merg mai sus să vină. Păi zice, eu n-am cum. Ba da, hai. Păi trebuie să mă dau jos. Așa să faci. Și așa să facem fiecare. Trebuie să renunțăm la toate prejudecățile noastre, la toate părerile noastre, la toate ideile noastre care sunt și care nu sunt. Chiar conform cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și să o luăm exact de la zero ca să mergem pas cu pas pe urmele care a spus Domnul Iisus Hristos. Și în felul acesta ajungem la capăt. Mulți dintre ei, unii a înțeles clar, dar zice, nu prea e ușor, că trebuie să renunți. Dar te urci repede, te urci repede. Pentru că mie, dacă o viață întreagă am predicat Evanghelia aceasta, când am venit în Biserica Adventă, nu mi-a fost deloc greu să predic Evanghelia la adventiști. De ce? Păi eram obișnuit cu predicarea Evangheliei. Numai că acolo când dădeam de lucrurile, săream dincolo de verset.
Când găseam, iată ce trebuie să mâncați. Săream, lasă, nu, ce intră în gură nu spurcă. Când era vorba de zile aia, toate sunt la fel. Nu, nu pentru asta. Dar acum nu mai merge. Acum merge exact ce a spus Domnul Iisus Hristos. Ia bine seama la citire și la mai ce? Ziceți! Îndemnare și învățătură pe care o dăm altora, pentru că depinde de noi în anumite condiții. În sfârșit, Îngerul Domnului m-a dus înapoi, că o să mă apropii și de încheiere, că timpul este mai obositor și mâine vom continua. Cum mai amănunte unele care nu le-am prins în seara aceasta, cum am ajuns aici, și solul ceresc mi-a spus, eu sunt îngerul tău, se recomandă, să știți. Nu depășește cine o fi. Eu sunt îngerul tău. Sunt trimis special pentru această lucrare. Vezi ce ai de făcut. Eu îi spun categoric și hotărât. Tot ce am început vreau să duc la bun sfârșit, pentru că ăsta mi-e scopul și ținta. Dar nu mai merg singur, dacă nu mă însoțești, nu mai am curajul. Bine, atunci te însoțesc. Și să o luăm din nou. Deci mâine vom continua de aici, de la capul ăsta de pod. Pentru că este foarte important. Vom continua. Numai vă spun, când am ajuns la aceeași porțiune în care Domnul mi-a arătat clar, îngerul pe care spune cuvântul Domnului, să știți că nici pe îngeri nu ne bazăm. Că Apostolul Pavel ce spune? Chiar dacă din cer ar veni cine? Un înger. Și ar vesti ce? O altă. Aici e interesant. Nu că e vorba de înger, o altă care nu se potrivește, nu merge. Iar dacă e un înger sau e un om sau o persoană și ne adâncește privirile aici, merge. Nu a vorbit cu mine decât numai din Scriptură. Orice cuvânt care mi-l rostea era din Scriptură și eu îl știam că stă scris. Să umbli cu băgare de seamă că-și vremea sau zilele sunt rele. Știți că e scris. Înainte să pășim pe pod, vă spun acum ce scria. Adineori nu eram tot eu, de ce n-am văzut? Vedeți ce însemnează? Nu zicem noi, frații mei iubiți, frații adventiști mă referă special. Păi lasă-i pe frații penticostali care e iubiții mei, e frații mei care îi iubesc ca pe mine, că eu am fost acolo cu ei. Și până ardea și pe aici și făceam botezuri, iarna îngheța apa, dacă luam apă și aruncam în sus așa, îngheța. Spărgeam gheața și botezam după în țară care mi tremețea cu bilet, că dacă prindea pe cineva că a botezat ilegal, 8 ani avea închisoare așa, știți cum zicem noi, pacea Domnului, așa. Dar, și ce spunem noi? Are Biblia și ei. După ce predică frații penticostali, baptiști și adventiști și celelalte religii? Afară de ortodoși care are tradiția. După ce? După Biblie. Că se întâmplă campana inspirată sau un spiritul profetii vorbește clar. Am văzut pe Satana. Și Domnul mi-a arătat și mie, într-o viziune, în vedenie noapte, ce face el. Face adunări mai sârguișoase decât noi și citește Biblia împreună și explică îngerilor cum să o răstoarne, cum să spune minciuni, cum să facă să înșele oamenii cu Biblia, dar fără spiritul profetic. Spiritul profetic a spus clar, ăstea le urăsc când descopere planul, dar Biblia nu, aia las-o acolo, că știu eu să sucesc acolo, îmi dai apoi alta și traducere și așa mai departe. Și ce scria acolo, când mă uit,
Am văzut acum, după 90, cum pune oamenii, cum se numește, la firme, la... Cum? Plancarde de ăstea, ați văzut dumneavoastră. Dar aur. De la un cap al podului până la celălalt. Mă uitam așa, mă, da, a pus-o la urmă? Nu, a fost. Dar n-am văzut nimic. Și scria cum e filamentul de bec. Legea iubirii lui Dumnezeu veșnică, cele 10 porunci. Auziți ce era podul ăla? Am văzut adineaori când vă spuneam în situație, n-am văzut. Zeci de ani în care citesc Biblia, am văzut că lucrurile e o deosebire între legea lui Dumnezeu care e în chivot și cartea Scripturii care e lângă chivot. Oamenii nu fac diferența aceasta prea mare, dar este important. Și deci, cu ajutorul Domnului Iisus Hristos, am înțeles. Și mâine, cu ajutorul Domnului, vom continua daci în continuare ce însemnează. Dar vreau să vă spun, iubiții mei, frați, că-și cuvântul Domnului este viu și lucrător. Și orice suflet, nu contează de nume sau de religie, e copii ai lui Dumnezeu. Și Domnul îi cheamă pe fiecare în parte, pentru că trebuie timpul de probă care ne este acordat să ne desăvârșim caracterele după marele model și sfânt. Cine? Domnul Iisus Hristos. El e singura persoană în care avem mântuire. El e singura noastră nădejde care ne înțelege. El este partea vizibilă a dumnezeirii. Și El nu ne lapădă sub nicio formă. El se apropie de noi cu cea mai mare iubire și a dragostei, că El a fost aici și știe lupta noastră prin care trecem. Fiecare, încă de la copilul mic și până la adânc bătrânețe. Nu există greutate, păcat, năcaz prin care noi să trecem, în care Domnul Iisus Hristos să nu știe ca să ne dea ajutor. De aceea, spun din toată inima și din tot sufletul, Domnul să ne binecuvinteze și chiar v-aș ruga mâine, dacă vreți, mai chema și musafiri, vecinii, prieteni, pe care o-ți vrea dumneavoastră să mai discutăm mai departe versetul acesta pe care îl găsim în Corinteni, capitolul 14, versetul pe care am să vi-l citesc, 26. Ce este de făcut, fraților, atunci când vă adunați la oaltă? Aici ne dă instrucțiuni. Ce e de făcut? Aici ne arată, unul are una, o învățătură, altul are altă, alta și așa mai departe. Toate să se facă în chip cuvincioș cu rânduială, pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră. Deci, cu ajutorul Domnului Iisus Hristos, pentru că timpul rezervat în seara aceasta s-a apropiat de încheiere, mulțumim Domnului Iisus Hristos și dumneavoastră pentru răbdarea cu care m-ați ascultat și să vă spun că s-ar putea mâine seară, când am fost la Mediaș, cam imediat după 90, cam imediat, 89, să zic, până în 89, 90, până în 90. S-a început timpul pe care fratele pastor Foroi, ați auzit de fratele Foroi? El mi-a dat ca fratele slujba și zice, frate, când ziceți că am terminat? Ia să vedem dacă ne mergeți. Ia spuneți. Întâi am terminat programul obișnuit și am spus, fraților, ne încadrăm. Și după aceea le-am spus așa, uite ce este, vă sunt la dispoziție. Zi și noapte, o săptămână cât am stat pe acolo și prin comunitățile respective câteva, dar era pe vremea aia.
Pe ce mergeam cu așa relaxare ca fratele, nu oprească mine, tu ne uitam, ne vede un polițist, ne vede, că deja mi-a trimis un bilet, frații de acolo, pastorii care am lucrat cu ei, fii atent să nu mergi acasă de post în post. Ați înțeles ideea? Dar s-a răsturnat lucrurile după aia. Deci, vreau să spun că Dumnezeu este acela pe care lucrează. Și puterea Harului Divin, frații de acolo, după ce s-a terminat programul, eu am zis, acum suntem liberi să mergem acasă, să facem, luăm o mică pauză de 10-15 minute și care vreți să veniți înapoi, să venim înapoi, întrebări, pasaje din Biblie, discuții și am terminat. La ce oră? Aproape de ziua. Nu știu pe unde s-a dus. Aproape de ziua. Lucrurile au fost în așa fel și pentru ascultători. Cine era prezenți? Aproape toată biserica din media și cei care n-au mai venit nu știu de când la adunare. Frați pentecostali, frați creștini pe Evanghelie, luterani, ortodoxi, baptiști, desidenți. Nu mă mulțumim Domnului că n-a fost niciunul din aia care să ne părască pe undeva. Și dacă o fi fost, a tăcut. Deci, iubiții mei frați, mă opresc la aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos pe care a spus: vă las pacea și vă dau pacea. Nu cum o dă lumea. Deci, cu ajutorul Domnului Iisus, rămânem la această salutare sfântă a Domnului Iisus Hristos și pentru că avem o ancoră, așa cum am cântat, speranța mea e doar Hristos. Cine ne face pe noi neclintiți, tari? Numai El. Noi nu suntem în stare să facem, nu mai putem să acceptăm. Și închei cu cuvintele pe care le arată cuvântul Domnului Iisus Hristos prin Timotei, la capitolul 4, și zice așa, versetul 15. Puneți pe inimă aceste lucruri. Când zice puneți pe inimă, nu înseamnă să tăiem, să băgăm, știți că mintea cu inima aici e niște vorbiri. Îndelenicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Și zic din toată inima, amin. Mulțumim Domnului și dumneavoastră. L-am rugat pe fratele să mâine să reia experiența dânsului, pentru că mi-am dat seama că în seara asta nu vor fi prea mulți. Deci mâine și limbajul dumneavoastră este puțin altfel ca al nostru și poate va trebui să prezentați că, nu știu dacă vorbirea muntenească a fost așa de clară ca vorbirea noastră adelenească. Să voteze frații și va juga foarte mult. Să luați un pis, o hârtie, și ca să nu mă întrerupeți. Și ideea pe care eu am exprimat-o, poate pentru mintea mea e clară, dar poate dumneavoastră la careva nu e prea clar acolo cum vine lucrul ăla. Notați-l și le luăm în separat ca să punem cărămidă, că eu de fel sunt și constructor în meseriile astea. Mai stricăm zidul, punem din nou. Mulțumesc. Deci dânsul mâine va relua, va povesti din nou cum după 7 zile de post a avut această descoperire și în seara asta s-a oprit la podul care este legea iubirii veșnice a lui Dumnezeu. Și îmi povestea că ieri dimineață era în gara din Brașov și mai avea de stat o oră acolo până să pornească înspre Deda Reghin și era acolo o femeie oarbă. Tocmai am vorbit la telefon și dânsul spunea: frate pastor, sunt în Brașov, ajung la 6 în Reghin, și am spus: fiți liniștit, vă așteptăm să coborâți cu o stație înainte. Și femeia aceea oarbă s-a dus la dânsul și a spus că, povestiți pe scurt așa, dar să o povestiți ardelenește ca să înțeleagă. Păi dar
Trebuie să stau în Ardeala dumneavoastră mai mult timp, ca să mănânc mai multă sare cu dumneavoastră, să mă învăț, nu știu. Mă înțelegi, puteți înțelege? Vorbesc românește, nu știu altă limbă. Chiar dacă am fost la Pentecostal, dacă am vorbit cumva în limbi necunoscute, nu știu nici eu ce. Măcar acum vă vorbesc în limba cunoscută, dar tot vorbesc în limba. Spuneți-mi voastră cum a fost. Eram pe peron. Haideți la microfon. Deci. Pe peron. Și îngrijorat că fratele mă aștepta de altfel să plec de acolo în seara, aseară. Și i-am dat dânsului un telefon ca să-l anunț că sunt pe drum către Reghin. Când am dat telefon și m-a auzit o persoană de lângă mine acolo, stând pe bagă, bancă, frate pastor, s-a sculat și vine mai aproape de mine. M-am dus pe peronul gării la Brașov, la peronul 6, fără să mă aveam să mă aștept până la tren încă o oră. După ce m-a auzit, se apropie de mine și spune: da, pastor, adică cum, nu știu ce, și eu mă uit așa la dânsa, m-am uitat un pic, văd că n-are cercei, nu era rujată, smulțe, mă rog, arăta, și zic, cum se vede treaba, surorile, să nu puneți ochii pe mine, mâine să nu mai mă priviți. Știți că se mai întâmplă și lucrurile acestea, câteodată dacă te duci de cât un idol, nu te lasă deloc. Asta e alea. Că și eu am idolii mei pe care am zis, Doamne, ajută-mă să scap de ei. Și zic, cum să vede treaba dumneavoastră, sunteți creștină. Ce creștină sunteți? E, păi zice, nu are importanță, dar... Zice, am și eu cunoștințe cu frații credincioși, nu prea îndrăznea să spune. Dar zice, pastorul la care i-ați dat telefon, ce e? Păi zic că e adventist. A, atunci și dumneavoastră sunteți adventist? Da, pacea Domnului. Da. Deci s-a făcut repede puntea. Zice, știi ceva? Mă rog Domnului de o vreme îndelungată cu lacrimi și mai și postez, nu prea pot. Să facă și mie cunoscut, tare aș vrea, să văd pe... Un frate zice că a avut odată un vis, eu spun cu cuvintele ei, un vis, și că ar fi trecut un pod și s-a rupt podul cu el la a patra porțiune și s-a dus de râpă. Și la urmă a fost recuperat și trimis la adventiști. Tare aș vrea să-l cunosc și să știu. Păi zic, cum așa, cine? Vedeți că lucrurile umblă din gură în gură, din om în om și mai departe? Și zic, știi ce? Și ați vrea chiar să-l cunoașteți? Păi zice, cel ce stă cu dumneavoastră de vorbă, ala e. Cum doar l-a făcut în față, cadă jos? A izbunit așa în niște lacrimi și într-o bucurie care, zic, am pus mâna puțin așa, pe aia s-o prins, zic, cum? Zic, chiar eu sunt persoana aia cu experiența aia. Și cum e? Păi zice, vrei să-mi spui și mie că mai mergem o jumătate de oră cu trenul la urmă până venea la, parcă să zic, Războieni, pe undeva. Cum? La Sfântul Gheorghe. Scuzați. Până la Sfântul Gheorghe. Și zic că, vă povestesc, nu înceta să zică, Doamne, vedeți dumneavoastră, cum s-a întâmplat să împlinească Domnul dorința asta, mai fraților? Deci fratele a povestit în Brașov și dânsa a auzit de la alții și acum se tot ruga să... Și în Brașov, nici n-am povestit de unde a ajuns la comunitatea Brașov, că n-am fost la adunare acolo decât o singură dată, când a venit un frate negru din Africa, tot penticostal. Acum, de curând... Deci fratele Pipin, care a scris cartea Aici Stăm... Aici Stăm. Dânsul este un fost penticostal. Pentecostal și... Și acum este profesor universitar la teologie la noi și dânsul a fost la Brașov și atunci a spus și noastră. Și dânsul a de la Brașov, știi? Dar eu n-am prezentat experiența la Brașov. Dar unde a ajuns, a ajuns. Așa că, frații mei, mulțumesc pentru Da. Deci, cu ajutorul Dumnezeu, sper că mâine să aveți ocazia să ne întărim, să vă întăriți sufletește și să rețineți ideea aceasta. Legea, așa scrie acolo. Legea
iubirii lui Dumnezeu, legea desăvârșită, legea iubirii lui Dumnezeu veșnică. Legea iubirii lui Dumnezeu veșnică, cele 10 porci. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fim de mare folos apoi altora ca să primească tot adevărul când citesc Scriptura, să vadă și cele 10 porunci. Thank you.